Să știți că sunt foarte supărat pe domnul comisar de la Garda de Mediu. Și am spus-o personal, la mine în birou. Și nu voi tolera. Și am adus la cunoștință și doamnei prefect, de față aici. Nu voi tolera toate măsurile care nu sunt luate la nivelul Gărzii de Mediu, județul Dâmbovița. Și văd că am ajuns să ne umflăm mușchii pentru niște amărâți, dar pe partea cealaltă, unde avem probleme efectiv de mediu, Garda de Mediu se face că nu vede. Și în calitatea mea de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, am transmis domnului inspector, domnului comisar șef, nemulțumirea mea și, în ultimul rând, nemulțumirea tuturor primarilor. Și dacă nu se oprește, și aici chiar este un avertisment, dacă nu se oprește cu toate măsurile pe care le dispune primarilor din județul Dâmbovița, voi ieși public și voi spune tot ceea ce face dumnealui de 6 luni de zile în județul Dâmbovița cu angajații din subordinea Gărzii de Mediu. Ce face? Controale ilegale, recomandă unor primari anumite firme de colectare selectivă și aduc aminte domnului comisar șef. În județul Dâmbovița avem o licitație cu un singur operator unic la nivelul județului Dâmbovița și sunt funcționari publici din interiorul Gărzii de Mediu Dâmbovița care recomandă firme din afara județului să facă colectare selectivă în anumite localități. Mai mult de jumătate din primari au primit amendă de 5.000 de lei pe persoană fizică. Deci mai mult de jumătate. Sunt aproape 52 de primari din județul Dâmbovița. Dar toate partidele, nu vorbim aici de PSD. Eu aici vorbesc administrativ, nu politic. Și am transmis domnului comisar să intre într-o logică normală și să sprijine toate unitățile administrative teritoriale, nu să recomandăm firme din afara județului să facem colectare selectivă. N-am spus-o până astăzi, m-ați provocat, dar voi face o conferință de presă împreună cu prefectul județului și voi spune toate ilegalitățile care se fac la nivelul Gărzii de Mediu Dâmbovița. Care sunt problemele?